Neața tuturor! Astăzi se pot întâmpla lucruri neobișnuite. Berbec, vrei să te faci util celor din jur? Fii atent să nu se profite de tine. Spre sfârșitul zilei reușești să aplici latura practică. Este o zi potrivită pentru a acorda atenție corpului tău și stilului de viață. Taur, oricât ai încercat să intri în grațiile persoanei iubite, nu este indicat să treci peste nevoile tale afective. Lasă lucrurile să vină de la sine. În partea a doua zilei poți profita de atenția sporită la detalii. Gemeni, asta este posibil să ai dificultăți dacă stabilești planuri privind cariera. Ziua e mai potrivită activităților casnice. Cei din familie vor aprecia că le ești mereu la dispoziție. Rac, te simți responsabil față de familia ta, îți faci timp pentru rude și încerci să le acorzi o mână de ajutor. Totuși, efortul de a-i mulțumi pe toți te poate face să-ți neglijezi propria persoană. Leu, viziunea ta asupra domeniului financiar este influențată emoțional. Nici tentația de a achiziționa obiecte de lux nu este de neglijat. De aceea, încearcă să fii cumpătat. Fecioară, starea ta de spirit poate fluctua astăzi, oscilezi de la stări de neîncredere la cele în care acorzi importanță relațiilor parteneriale. Este o zi în care trebuie să fii atent la propria persoană. Balanță, dacă activezi în domeniul artelor, ziua poate fi ideală pentru imaginația ta. Încearcă să te detașezi de tendința de a-i pune pe ceilalți înaintea nevoilor tale. Scorpion, este posibil să te implici astăzi în acțiuni caritabile. Vei simți că este de datoria ta să aderi la o organizație de ajutorare. Tendința de a fi idealist se poate răsfrânge și asupra domeniului amoros. Săgetător, vrei să faci astăzi o bună impresie în societate, totuși încearcă să fii realist în ceea ce privește șansele tale de a fi promovat. Cu puțin efort îți recâștigi încrederea în tine. Capricorn, astăzi dorești o zi mai degajată, ești tentat să petreci mai mult timp în lumea ideilor. Totuși, dacă participi la examene, această stare de visare nu este tocmai favorabilă. Vărsător, tendința de a fi posesiv astăzi este expresia unei nevoi subtile de atenție. Încearcă să nu lași emoțiile să-ți influențeze deciziile. Partea a doua zilei te ajută să te îndrepți către o activitate deja începută. Pești, partenerul de viață pare a fi astăzi în centrul atenției tale. Ai grijă să-i pui la dispoziție tot ceea ce își dorește. E bine însă să-ți reamintești că poți fi apreciat fără a fi nevoit să faci sacrificii personale. Atât pentru moment, eu vă doresc o dimineață frumoasă. Mulțumim tare mult, Amalia.